Un secol și jumătate s-a scurs și pandemia laudiciană nu dă semne că ar fi spre sfârșite. În această lungă perioadă, o singură soluție posibil capabilă să ne scoată din starea laudiciană a fost solia de la 1888. Purtătorii de drapel au fost pastorii Uiland și Short, care au chemat biserica la soluția simplă a soliei Îngerului al III-lea, pe care am tratat-o cu dispreț în anul 1888. Răspunsul oficial a fost că biserica a primit solia 1888 și că la Minneapolis a fost doar un alt accent asupra neprihănirii prin credință acceptat în totalitate de biserica mondială. Ellen White așează reflectorul asupra acestei confuzii. Când veți fi luminați de Duhul Sfânt, veți vedea toată urăciunea de la Minneapolis, așa cum este ea, așa cum o vede Dumnezeu. Ați avut toate dovezile de care era nevoie că Domnul lucra prin frații Wagner și Jones, dar nu ați vrut să primiți lumina, nu ați vrut să mărturisiți că ați procedat greșit, că acești bărbați au o solie de la Dumnezeu, iar voi ați tratat cu nepăsare și solia și solii. Urăciunea de la Minneapolis, spune ea, a fost generată de două atitudini. Nu ați vrut să primiți lumina și ați tratat cu nepăsare și solia și solii. Ea folosește un cuvânt extrem de dur în cazul ăsta, spre deosebire de alte ocazii când ea a vorbit ca o mamă în Israel, cu lejeritate, cu respect, cu reținere, nu a folosit expresii bombastice și așa mai departe. Aici folosește o expresie foarte dură cu privire la ce s-a întâmplat la Minneapolis. Dicționarul dă și expresia ticăloșie cu privire la acest cuvânt. Urăciune, o ticăloșie. Ticăloșie de la... Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, Îngerul Bisericii Laodiceea. De ce folosește ea această expresie atât de greu de suportat pentru frați? Îți dai seama, lucrurile astea au devenit publice, biserica le-a aflat și ei trebuiau să răspundă în fața unei acuzații extrem de grave. Ei explicau și răspundeau poporului că la Minneapolis s-a vorbit de îndreptățirea prin credință, au fost așa câteva accente, câteva exagerări ale fraților Wagner și Jones și că nu e cazul să discutăm și să luăm prea în serios ce s-a întâmplat acolo. Iar ea folosește aici o expresie teribilă, da? O ticăloșie ați făcut acolo, este o urăciune ce s-a întâmplat la Minneapolis. Și responsabilitatea noastră astăzi este să înțelegem, să explicăm în ce a constat această urăciune. De ce folosește ea expresia asta cu privire la evenimentele de la Minneapolis? Pe lângă faptul că ea spune deseori, Domnul a trimis o foarte prețioasă solie. Frații Wegener și Jones au venit cu solia martorului credincios către biserica din Laodiceea. Lucruri foarte pozitive față de ce au făcut Jones și Wegener și de ce dorea Dumnezeu să facă cu ei. Și pe de altă parte, ea constată că evenimentul poate fi numit o ticăloșie, o urăciune, o răutate demonică. Expresia conține și elementul ăsta. Cum facem să înțelegem în ce a constat această ticăloșie, această urăciune de la Minneapolis? Avem argumente, avem dovezi să căpătăm măcar o slabă idee ce a făcut-o pe ea să vorbească în felul ăsta? Asta ne interesează și ne pasionează pe noi. De ce s-a exprimat ea așa? În ce a constat această urăciune? Și ea ne oferă aici două elemente foarte, foarte importante. Primul, nu ați vrut să primiți lumină. Deci este o chestiune de voință, de reavoință. Dumnezeu trimite o lumină, trimite solia către Îngerul Bisericii Laodiceea și voi nu vreți să o primiți. Și al doilea element, ați tratat cu nepăsare și solia și soli. Că au tratat cu nepăsare solii, asta avem o explicație. Bun, erau doi tineri din California, luaseră o poziție destul de controversată cu privire la legea din Galateni, conferința generală nu era de acord cu ei. Bun, în privința solilor cam înțelegem, dar în privința soliei,
voi trebuia să vă detașați de soli. Când Dumnezeu vă spune, asta este o foarte prețioasă solie. Soroai spunea în mijlocul sălii, acolo, la adunare, în sesiune, fraților, aici e mare lumină. Ea nu voia să spună, băieții ăștia doi sunt vârful teologiei. Ea voia să spună, Dumnezeu prin acești oameni ne atrage atenția asupra unor lucruri de maximă importanță pentru noi. Este o solie de la Dumnezeu și trebuie să o tratați cu seriozitate, cu respect. Ce înțelegea ea prin a trata solia cu respect? Foarte bine, nu sunteți de acord cu John și Wegener, cu ce spun ei, cu... Ok, luați Scriptura și așezați-vă la masă, dacă vreți împreună cu ei, dacă nu singuri, și studiați lucrurile acestea, pentru că ele sunt de vastă importanță pentru noi. Iar ei au tratat cu nepăsare și solia și solii. Acum, ce urmărea Dumnezeu cu această solie și cu acești soli? Tot de la ea știm. Solia Îngerului al Treilea arată calea în Sfânta Sfintelor. Aceasta, solia trimisă prin frații Wegener și Jones, este cu adevărat solia Îngerului al Treilea. Și ea trebuie să se unească cu Îngerul din Apocalipsa 18 ca să lumineze Pământul cu slava lui Dumnezeu. Deci aici era o chestiune de viață și de moarte pentru biserică și pentru planeta Pământ. Nu erau simple cârieli teologice, cum se spune astăzi și cum se crede în continuare astăzi despre lucrul ăsta. Nu, erau lucrurile grave legate de trecerea lui Hristos de la Sfânta la Sfânta Sfintelor, unde aștepta biserica să facă pasul. Iar ei, în loc să facă pasul, să-L urmeze pe Hristos, să rămână credincioși lucrării Lui din Sfânta Sfintelor, unul după altul, așa cum spune viziunea, s-au întors și imediat primeau influența nesfântă a lui Satana. Și acum, primind influența nesfântă a lui Satana, nu e deloc greu să înțelegem de ce au tratat solia lui Dumnezeu și solii cu lipsă de respect. De ce nu au vrut să primească lumina? Pentru că în Sfânta nu este lumina din Sfânta Sfintelor. Și când le așez față în față, ele sunt contradictorii. Pentru că Sfânta nu a rămas lucrarea condusă de Hristos în cursul anului, așa cum făcuse până atunci. Ea a fost preluată de Satan. Și a devenit o altă lumină. Influența pe care o sufla locuitorul tronului acela era alta decât aceea pe care o insufla Hristos. El a preluat lucrarea lui Hristos. Asta este explicația Sorei White. S-a așezat acolo și a preluat lucrarea lui Hristos. Și frații aceștia nu reușeau să înțeleagă diferența și că ei sunt așteptați la un alt fel de experiență decât aceasta pe care ei o vedeau și o practicau și o trăiau. Putea spune că nu a preluat exact așa lucrarea, a contrafăcut-o și, așa cum spuneți dumneavoastră, nu e cea reală, e ceva contrafăcut. Satana, când preia lucrarea lui Hristos, nu o preia ca să o ducă mai departe așa cum e ea. Este evident că... A imprimat tușa lui pe îndreptățirea prin credință. Și noi observăm în lumea creștină, și înainte de Minneapolis și după, în ce fel era văzută îndreptățirea prin credință explicată de teologi. Hristos a murit pe cruce, dacă tu crezi în gestul ăsta, ești eliberat, ești salvat, El a murit pentru tine, te-ai eliberat și o să fii în cer. Nu mai contează nimic. Nu mai trebuie să faci nimic, nu mai trebuie să crezi nimic. E suficient atât. Și evident că nu era suficient. Asta era doar prima fază a lucrării lui Hristos de mare preot. Iertare și îndreptățire prin credință. Ori Satana aici a garfat teologia adventistă în această perioadă. Stați liniștiți că sunteți îndreptățiți prin credință, Dumnezeu nu privește la voi, puteți să faceți orice, că nu contează. Asta este lumina venită din această încăpere. Și acum, în momentul în care Dumnezeu dorește să corecteze poziția a bisericii Laodiceea și o scoată din impasul acesta laodicean, prin vestea bună că Hristos așteaptă să facă din biserica sa continuarea întrupării lui, ei s-au potignit și au spus, nu ne interesează, nu vrem, nu e asta teologia bisericii noastre, s-au ridicat hotărâți să se opună până la capăt. Și ea este obligată să folosească această expresie, urâciunea de la Minneapolis, ticăloșia de la Minneapolis. Nu au fost conștienți de această realitate, nu au vrut să asculte și să înțeleagă când li s-a spus despre ce e vorba. În momentul când Sorait a publicat această declarație,
ei trebuiau să nu mai aibă somn. În ce a constat, sora White, explicați-ne, vă rugăm, urăciunea de la Minneapolis. Ce ticănușii am făcut noi acolo? Vrem să știm. Nu putem să lăsăm lucrurile așa. Noi avem încredere în dumneavoastră. Nu s-a întâmplat asta. Au închis ochii, au făcut o mărturisire publică așa de mântuială ca să scape de presiunea poporului, că lucrurile astea au ajuns să se la popor. Știa de cu toată lumea că sora White este alături de John și de Wegener și împotriva fraților de la conferința generală. Lucrurile nu se mai puteau ascunde. Și sigur, au făcut o mărturisire. Da, ne pare rău, am tratat pe frații urât, i-am jignit și o cer iertare de la John și de la Wegener. Mai mult sub aspect moral, da. Ca și purtare. Da, da. Te-am supărat, iartă-mă. Nu era vorba că l-au supărat pe John sau pe Wegener. Aici era vorba că au împiedicat poporul să înțeleagă cum se iese din starea laodiceană, cum se trece dincolo de perdea și ce urmează să se facă acolo cu ei ca popor. Asta s-a întâmplat și în asta constă urăciunea aceasta teribilă de la Minneapolis, că au împiedicat pe Duhul lui Dumnezeu să-i conducă în lucrarea finală a marelui nostru preot, care l-ar fi eliberat pe Hristos din poziția de mare preot și l-ar fi uns ca împărat al împăraților și domn al domnilor și ar fi putut reveni. Iată-ne astăzi că Hristos încă n-a venit și motivul este exact același. El nu are un popor părtaș de natură divină unit cu divinitate. Ce mă surprinde pe mine este că mă uit ca, noi ca și popor, disecăm greșelile poporului Israel istoric. Prezentăm revolta lui Coreu, Datam și Abiram și alte aspecte și din care trebuie să învățăm ceva, că nu-i bine să facem așa, dar pe aceasta nu o prezentăm niciodată și este o urăciune. Ce se poate mai, nu cred că se poate ceva mai, un cuvânt mai urât de atât. Și noi moștenim aceste două trăsături care a făcut-o pe ea să vorbească în felul acesta. Nici astăzi lumina nu este primită și soli și solia sunt din nou tratați cu nepăsare și cu dispreț. În această declarație, ea spune că este posibil atunci când suntem luminați de Duhul Sfânt să înțelegem felul în care vede Dumnezeu urăciunea de la Minneapolis. Nu ar fi grozav să știm cum vede cerul această urăciune? Sigur, toată lumea ar vrea să știe cum gândește Dumnezeu, ce se întâmplă astăzi pe planeta Pământ, ce se întâmplă cu biserica, ce se întâmplă, ar fi grozav să vină un înger din cer să ne spună. Interesant, de 100 de ani n-a venit niciun înger să explice. De ce? Pentru că un înger a venit să explice ei ce se întâmplă. Așa procedează Dumnezeu. Și ea ne-a spus nouă. Și avem posibilitatea, prin urmare, precis, să vedem cum gândește cerul, cum vede cerul ce s-a întâmplat la Minneapolis. Și chiar vreau să citim paragraful. El este în același context cu declarația aceasta. Ce se întâmplă? Ea observase că nu mai există nicio punte de comunicare cu frații de la conferința generală și cu delegații în general și că orice efort al ei de a menține liniștea, pacea, înțelegerea între frații, eșuează. Și s-a hotărât să plece. Este caz unic în istoria bisericii când Ellen White, prezentă la o sesiune a conferinței generale, se hotărăște să plece în timpul sesiunii, să o părăsească. Ea nu mai putea să suporte batjocura și bârfa pe care o constata. Îngerul Domnului a plimbat-o într-o seară prin camerele unde erau cazați delegații. Pe vremea aceea nu erau probabil nici posibilități și nici situația nu funcționa așa. Frații nu stăteau la hotel ca acum. În zilele noastre, când are loc o sesiune a conferinței generale, frații închiriază hoteluri multe pentru toți delegații. Dar atunci erau cazați la membrii bisericii din localitatea respectivă, de la Minneapolis. Și Îngerul Domnului a dus-o acolo unde erau cazați și ea a constatat acolo bătaie de joc și dispreț și vorbire de rău împotriva lui Jones, împotriva lui Wegener și împotriva ei și a lui Willie, băiatul ei. Și și-a dat seama că lucrurile au mers mult prea departe și că prezența ei acolo nu mai este dorită și acceptată. Și se hotărâse să plece. Și noaptea, dinaintea plecării, a doua zi urma să plece, noaptea a avut o vedenie, o viziune, și Îngerul Domnului a venit și a explicat care e situația și ce așteaptă de la ea.
Practic, Îngerul Domnului a împiedicat-o să plece de la Minneapolis. Și vreau să citesc paragraful respectiv ca să discutăm concret pe cuvintele Îngerului. Pentru că este important să știm cum gândește cerul aceste lucruri. Când am hotărât să părăsesc Minneapolis, Îngerul Domnului a venit lângă mine și a spus: și acum încep cuvintele Îngerului. Și asta este imaginea despre cum vede Dumnezeu situația de acolo. Nu este bine așa. Adică nu suntem de acord să pleci. Dumnezeu are o lucrare pentru tine. Poporul repetă aici revolta lui Core, Datan și Abiram. Iată cum vede Dumnezeu urâciunea de la Minneapolis. Poporul repetă aici revolta lui Core, Datan și Abiram. De ce asemuiește Îngerul situația de la Minneapolis cu ce s-a întâmplat în pustie cu Moise și poporul? Pentru că în pustie, frații conducători, care erau aceștia, Core, Datan, Abiram și 250 de oameni din adunarea poporului, deci din parlament, ei aveau acolo un parlament, o adunare a poporului, care se întrunea și discutau problemele serioase legate de viața lor de zi cu zi. Ce facem, unde plecăm? Și aceste adunări, Moise îi oferea sfatul Domnului. Este o concepție complet greșită și cultivată de ani de zile în poporul ăsta, că Moise era conducătorul poporului. Nu, Moise era decât un profet prin care Domnul vorbea. Adevăratul conducător trebuia să fie Domnul, dar ei în taberă hotărâseră să aibă un consiliu al bătrânilor, o adunare a poporului, și în cazul lui Core, Datan și Abiram erau 250 de oameni din această tabără care se uniseră cu ei, cu revoltații. Ce problemă aveau ei cu Moise și cu Aron? Voi nu reprezentați glasul Domnului. Nu avem încredere că voi mai vorbiți în numele Domnului. Da, în trecut, ok, când ne-ați scos, când ați trecut Marea Roșie, când ne-ați dat să mâncăm mană, când... Bun, e ok. Dar acum, la trecerea în Țara Promisă, Moise nu mai reprezintă interesele guvernării divine și este complet trup de realitate. Nu are cum Dumnezeu să ne spună: întoarceți-vă în pustie 40 de ani și muriți acolo. Este imposibil. Ăsta nu e Dumnezeu nostru. Precis, Moise lucrează sub influența lui Belzebub. Și au hotărât să-l dea jos. Și de asta s-au ridicat, spunând: nu sunteți voi oamenii care trebuie să ne spună nouă ce avem de făcut. Nu mai avem încredere în voi. E, cu așa ceva aseamănă aici Îngerul sesiune. Cu o revoltă, cu o revoluție împotriva conducerii lui Dumnezeu printr-un profet. Dumnezeu spunea fraților aici mare lumină, prin profetul lui, pe care ei îl recunoșteau ca fiind profet, și acum ei se ridică și spun: nu, nu credem ce spui tu, nu ai dreptate. Frații John și Wegener vorbesc de la ei. Nu țin cont de experiența, de trecutul, de perii noștri albi, nu țin cont de nimic ei. Ei vor să schimbe doctrina bisericii. Asta era percepția lor. De unde venea ea? Percepția lui Core, Datan și Abiram, de unde venea? Era o acțiune a duhurilor rele asupra minților blestemate. Necredincioși, nesupuși, orgolioși, mândri, bucuroși că ei sunt capabili și că ei sunt în stare să conducă poporul să ia decizii. Eșecul ăsta al naturii umane de a înțelege ticăloșia ei. Și pe această îngânfare și pe acest orgoliu, Satana imediat modifică percepția despre realitate. Și te face să vezi lucrurile complet de-andoasele. Acolo unde este alb, el te face să vezi negru și tu juri că este negru. Asta a făcut cu Core, Datan, Abiram și 200 dintre oamenii cu nume din tabăra lui Israel. Le-a schimbat percepția. Dintr-o dată au văzut altceva. Au perceput altceva. Ceea ce era o binecuvântare, pentru ei era acum o amenințare, un blestem, ceva de temut, ceva care trebuie evitat și să găsim o soluție să o rezolvăm. Și pentru ei soluția era să plece Moise și noi luăm conducerea taberei.
pentru că noi toți suntem sfinți. Noi nu putem greși. Asta erau cuvintele lor. Acum noi ne întrebăm. Foarte bine, hai să presupunem că Moise zicea, bine, plec, la revedere, mi-au copiii, familia, să vedem ce faceți. Ce făceau ei? Ce voiau să facă ei? Este explicit acolo pasajul. Vrem să ne întoarcem în Egipt. Era mai bine acolo să mâncăm pepenii noștri, ceapa noastră, prazul nostru, ne era mai bine decât să murim aici, în pustie. Ce să mâncăm aici, ce să facem? Da? Dintr-o dată, percepția complet schimbată. Dintr-o binecuvântare, Domnul ne-a scos și ne duce într-o țară minunată, acum totul e blestem, totul e rău, totul e... Exact aceasta era schimbarea de percepție la frații din conducerea bisericii în acel moment. Ei vedeau în intervenția fraților John și Wegener o intenție de a schimba doctrina bisericii. Fratele Smith chiar folosea cuvintele acestea. Aceasta este o lucrare de inovație și dezintegrare. Adică inovați asupra credinței noastre și deci o schimbați. Și această schimbare va produce divizare, dezintegrare. Nu mai suntem un popor. O să fim împărțiți într-o mie de curente. Ceea ce este de evitat la maxim. Dintr-o dată, o solie foarte prețioasă și valoroasă trimisă de Dumnezeu devine ceva periculos pentru biserică. Și nu ne e greu să înțelegem poziția lor atunci, pentru că o vedem pe a conducătorilor noștri de astăzi. Ei văd ceva periculos și ceva de care trebuie să stăm deoparte în solia neprihănirii lui Hristos. De ce? Schimbă lucrurile așa cum le-am văzut noi, inovează. Asta sunt chiar cuvintele unui mare teolog adventist român. Da? Astea sunt inovații. Vor să fie și ei băgați în seamă, schimbând lucrurile. Că știi, dacă lucrurile sunt așa cum le știe toată lumea, n-ai ce să aduci. Dar dacă vii cu ceva nou, dacă inovezi, imediat te bagă lumea în seamă. Da? Așa au făcut la Minneapolis. Asta este o lucrare de inovație și dezintegrare. Și Dumnezeu spunea, nu, nu, ei repetă revolta lui Core, Datan și Abiram. Continuă să vorbească îngerului. Deci avem din nou imaginea cerului despre realitate. Vorbește cu Sora White. Eu te-am așezat într-o poziție potrivită pe care cei ce nu sunt în lumină nu o vor înțelege. Adică nu te aștepta de la ei. Că în situația în care sunt acum în poziția asta, Core, Datan și Abiram, n-au cum să înțeleagă poziția ta. Ei nu vor accepta mărturia ta. Adică poți să te duci și să te sui la învoi, să le spui, fraților, sunteți complet eronați. Frații aceștia nu vor să schimbe doctrina bisericii, nu vor să inoveze, nu vor să aducă niciun rău. Domnul i-a trimis cu solia martorului credincios către biserica Laodiceea. Voi aveți nevoie să ieșiți din starea laodiceană în care ne aflăm ca biserică. Asta era mărturia ei. Și îngerul îi spunea, ei nu o vor accepta, chiar dacă faci lucrul ăsta. Dar eu voi fi cu tine. Ce mângâiere extraordinară. Lasă-i așa, lasă-i în pace, că nu schimb nimic. Nu vor accepta ce să spui, dar eu voi fi cu tine. Harul și puterea mea te vor susține. Adică nu vor reuși să te arunce la gunoi. Vor face orice să meargă în altă direcție, dar nu vor putea trece peste poziția ta de profet. Și în ce ar fi constat, ne întrebăm noi astăzi, un succes al lor să scape de Sora White? Că ei spuneau, de ce se amestecă Sora White în deciziile conferinței generale? Dacă Domnul ne-a ales pe noi și ne-a pus pe scaunul ăsta, ne-a ales ca să luăm decizii. Nu ne-a ales să stăm să ne pierdem timpul în comitet și după aceea vine Sora White să ne spună ce avem de făcut. Se simțeau absolut umiliți și jigniți. Și hai să presupunem că ei ar fi încercat să, așa, vizibil sau direct sau mai puțin direct, să o elimine. Nu reușeau cu poporul. Poporul avea încredere în ea și ei ar fi rămas pe din afară. Poporul nu i-ar fi mai ascultat pe ei. Și Îngerul Domnului încurajează, da? Harul și puterea mea te vor susține. Și acum, interesant, cuvintele Îngerului, care sunt foarte importante și prețioase. Îi spune Sora White, nu pe tine te disprețuiesc ei, ci solia și solii pe care eu îi trimit poporului meu. Deci era vorba aici de dispreț față de cer,
nu față de tine, Ellen White. Ei se bat cu tine pentru că vor să se bată cu noi. Vor să se opună luminii pe care Dumnezeu o trimite. Ei au tratat cu batjocură cuvântul Domnului. Satana le-a orbit ochii și le-a pervertit judecata. Și dacă ei nu se vor pocăi de păcatul lor, această nesfințită aroganță care îl insultă pe Duhul lui Dumnezeu, deci aici nu erau chestiuni simple, nimicuri. Avem de-a face cu o aroganță care îl insultă pe Duhul lui Dumnezeu. Și ce înseamnă concret în acel context aroganță care îl insultă pe Duhul lui Dumnezeu? Ce-ar fi putut să facă Duhul lui Dumnezeu dacă nu exista această aroganță care să-l insulte? Răspunsul este simplu. Ei ar fi înțeles starea laodiceană, ar fi înțeles că nu au aur, haine și doctorie și ar fi acceptat soluția lui Dumnezeu, calea lui Dumnezeu de a rezolva problema. Că Dumnezeu are calea lui de a rezolva problema asta. Noi am avut calea noastră pusă pe picioare de teologi și calea este educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc. Patru componente principale de transformat biserica din păcătoși în sfinți. Asta e calea noastră a oamenilor. Și pe ea a funcționat biserica tot timpul, de atunci până astăzi. Domnul are o altă cale. Și Duhul Sfânt pe acea cale dorea să călăuzească biserica. Urmați-L pe Hristos dincolo de perdea. Înțelegeți ce a făcut Dumnezeu din Hristos și în ce fel este El modelul pentru voi. Că voi ați înțeles complet greșit felul în care El trebuie să fie model și exemplu pentru voi. El nu trebuie să fie exemplu în felul ăsta. Ia să vedem cum s-a purtat El aici, ce a zis. Hai să zicem și noi la fel. Ce a mâncat El? Hai să mâncăm și noi la fel. Cu cine s-a întâlnit El? Hai să ne întâlnim și noi la fel. Cum s-a îmbrăcat El? Cum purta El părul? Hai să-L purtăm și noi la fel. Nu în sensul ăsta este exemplu Iisus. Ci în felul în care Dumnezeu a împăcat omenirea cu sine. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Această împăcare trebuie să se repete în poporul lui Dumnezeu. În această direcție Duhul Sfânt i-ar fi condus dacă nu exista această nesfințită aroganță care îl insultă pe Duhul lui Dumnezeu. Și dacă nu se vor pocăi de păcatul lor, spune ea, vor păși în întuneric. Iată-ne de 100 și ceva de ani, peste 130 de ani, pășind în întuneric. Se succede administrație după administrație, toți vin hotărâți să producă redeșteptare și reformă, toți cheamă la ploaie târzie, la venirea Duhului Sfânt, un drum în întuneric. Nu se înaintează nicăieri. Hristos nu poate reveni. Aceasta este realitatea pe care astăzi o trăim. Dacă nu se pocăiesc spre a putea fi convertiți și astfel să-i pot vindeca, voi lua sfeșnicul de la locul lui. Deci, dacă nu renunță la situația aceasta în care sunt prinși și nu acceptă solia martorului credincios către îngerul bisericii Laodiceea, voi fi obligat să iau sfeșnicul de la locul lui. Adică, voi renunța la ei ca popor. Asta este. Le voi lua poporul. Îi voi lăsa fără biserică. Nu? Aceasta este imaginea care se vede în cer despre Minneapolis. Așa vede Dumnezeu urâciunea de la Minneapolis. Noi ne întrebăm acum, serios, cum se explică faptul că teologii bisericii nu văd Minneapolis așa cum îl vede Dumnezeu. Vreau să te întreb, ai auzit vreodată când s-a discutat despre Minneapolis în comunități, cu pastorul, cu alți frați care cunosc situația. Ai auzit vreodată pe un reprezentant al bisericii oficial să recunoască faptul că la Minneapolis am avut o revoltă a lui Core, Datan și Abiram? Nu. N-am auzit niciodată. Și mai ales urâciune. Deci, cuvânt... Nu. Nici eu se vorbește niciodată. Doar de o ceartă de vorbe. A fost despre îndreptățirea prin credință. Am primit-o, suntem bine, mergem înainte. Da, nici eu n-am auzit niciodată, n-am văzut pe niciunul dintre teologii mari ai bisericii care să ia în serios această declarație a unui înger venit din cer. Aici nu avem de-a face cu părerea sorei White. Că atunci puteam fi, mă rog, unii mai necredincioși spuneau, bun, a crezut ea așa. Nu, avem aici de-a face cuvintele îngerului, sunt puse în ghilimele. Da? Iată ce mi-a spus îngerul.
Poporul, repet, aici revolta lui Core, Datan și Abiram. E, pășim în întuneric de atâta amar de vreme din cauza acestei nesfințite aroganțe care îl insultă pe Duhul lui Dumnezeu în încercarea lui de a ne transfera din Sfânta în Sfânta Sfintelor. Mă gândesc la faptul că spune că voi lua sfeșnicul din mâna lor. Mă gândesc cumva la conducere și parcă ni se pare că lucrul ăsta nu o să-l facă totuși Dumnezeu. Încă suntem bine. S-a întâmplat? Nu, e adevărat. Deocamdată Domnul n-a luat sfeșnicul din mâna lor. Încă biserica este sub apelul lui Dumnezeu. Vă rog, evaluați trecutul și luați-vă o decizie. Cerul este extrem de răbdător. Noi nu suntem așa. Noi încheiam repede discuția asta. Da? Pentru că, într-adevăr, este o aroganță nesfântă să spui mereu, n-a fost nicio revoltă a lui Core, Datan și Abiram la Minneapolis. E o aroganță, este o îndrăzneală. Dar cerul nu e așa ca noi. Asta e salvarea noastră tuturor, și ca indivizi, și ca popor. Că cerul nu și-a jucăriile și pleacă când vede prostie și nebunie omenească. Are răbdare, poate își vor da seama. Cu Israelul a avut răbdare sute de ani, mii de ani. Cu Laodiceea, de asemenea, are răbdare Dumnezeu. Cât? Nu știm. Dar vine curând timpul când el, cu cei care au acceptat solia aceasta către biserica Laodiceea și înțeleg că nu au aur, haină, doctorie și vor să vină la Marea Zi a Ispășirii ca să primească aur, haină și doctorie, el va trece la această lucrare și îi va lăsa pe toți ceilalți pe drumul lor în beznă totală. La finalul acestei declarații, îngerul îi spune clar condițiile restaurării din această revoltă a lui Core, Datan și Abiram. Pocăință, convertire, vindecare. Cum se explică ele în contextul apelului martorului credincios către Laodiceea? Da, în biserica Laodiceea este chemată la genul ăsta de pocăință și cuvintele îngerului acestea sunt fii plin de răzbunare și pocăiește-te. De ce trebuie îngerul bisericii Laodiceea să se pocăiască? Prima întrebare. Și ea decurge din declarația martorului credincios. Că noi putem să găsim multe motive de pocăință, dar nu-s valabile. Nu este suficient ca frații să se pocăiască pentru că s-au certat între ei, pentru că au folosit fondurile bisericii nepotrivit, că le-au investit unde nu trebuie, că nu există o evidență foarte clară a membrilor și mulți membri care nu mai sunt în biserică deja sunt în registru comunității neșterși. Sunt multe lucruri de pocăit. Martorul credincios nu cu acestea are o problemă. El spune așa, tu zici sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsa de nimic, adică credința ta, crezul tău teologic este că ai aur, haine și doctorie. Și martorul credincios constată că nu ai. Deci ce ai predicat membrilor, fraților, când vă botezați, primiți Duhul Sfânt, ați primit haina neprihănirii Domnului Hristos, aveți Duhul Sfânt. V-ați născut din nou. V-ați născut din nou, exact. Și te-ai născut din nou dintr-o sămânță care, evident, nu poate putrezi, nu? Toate lucrurile astea predicate, crezute de popor, sunt greșite, spune martorul credincios. Voi nu aveți lucrurile astea, nici voi, membrii acestui grup select, nici membrii de rând de pe băncile adunării. Biserica Laodiceea este în starea aceasta. Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol complet. Nu doar îngerul bisericii. Și voi trebuie să recunoașteți această stare și să veniți să vă dau aceste lucruri. Și venitul ăsta înseamnă acceptarea să participați la Marea Zi a Ispășirii. Lucrurile acestea sunt importante și de-aia le-a specificat în termeni ăștia, că ea putea să spună simplu, să-ți pare rău de ce ai făcut acolo, să te întorci de pe drumul ăsta al urăciunii de la Minneapolis. Nu, nu. Ea spune pocăință, convertire, vindecare. Asta înseamnă așa. 1. Recunoști că te-ai ridicat împotriva Duhului lui Dumnezeu și ai respins solia foarte prețioasă care dorea să scoată biserica din starea laodiceană. Îți schimbi atitudinea și poziția. Convertire, treci de la o atitudine la alta. Adică nu e suficient să zici, îmi pare rău, dar rămâi acolo. Nu? Permitem să te duc într-o altă perspectivă a lucrurilor. Să-ți schimb orizontul. Vreau să te trec din Sfânta Sfânta Sfintelor. Vreau să treci și să faci pasul de la înțelegerea acestor lucruri așa cum se vedeau ele în lucrarea lui Hristos din prima încăpere,
la cum se văd și ce trebuie făcut cu poziția lui Hristos în a doua încăpere a sanctuarului. Și apoi, acceptând lucrurile astea, dincolo de perdea, veți fi vindecați. Asta înseamnă vindecare, eliberare de boala păcatului, eliminarea legii păcatului și a morții și înlocuirea ei cu legea Duhului de viață. Asta este vindecare. Vindecare nu înseamnă, am scăpat de sentimentele alea urâte de ură de la Minneapolis, care le-am avut noi față de solie și de soli. Nu, nu. Vindecare înseamnă să vă eliberez de legea păcatului și a morții. Să vă scriu legea Duhului de viață în templul inimii. Să instalez sub ploaia târzie definitiv șechina la locul ei, în tabernacolul ei, care este templul inimii. Aici nu erau chestiuni mărunte de neînțelegeri teologice sau relații interumane. Aici avem de-a face cu lucruri serioase, grave și care puteau să pună punct mari controverse în acel an. Și atitudinea lor asta a fost. Deci, legătura este clară. Și de aceea Sorait a spus că frații John și Wegener au venit cu solia martorului credincios către Biserica Laodiceea. Pentru că nu aveți lucrurile esențiale care îmi permit mie să vă declar în fața omenirii, ăștia sunt copiii mei. Acesta este poporul meu. Aceștia sunt copiii vindecați de mine. Iată trupul lui Hristos. În acest moment cerul nu poate să declare în fața universului spectator, Hristos, capul noii familii umane, are și un trup. Nu poate să declare. Asta e o tragedie fără margini. Și biserica și poporul din această biserică este complet rupt de această realitate. Speră și visează că vine mâine Domnul, așa cum a promis, și că o să ia la cer, pentru că ei sunt membrii ultimei biserici, Laodiceea, Biserica Adventistă de ziua șaptea, și că datorită faptului că numele lor este scris în registru și că ei au participat la serviciile divine și au dat zecime și au făcut fapte bune, vor să meargă în cer. Această atitudine este întreținută de popor și este cultivată de conducători. Refuzând să facă pașii necesari pentru a ieși din acest întuneric de peste 100 de ani. Pocăință, convertire, vindecare. Și mulțumim Domnului că ne-a dat o sclipire despre cum se vede în cer această urâtăciune de la Minneapolis, cum o vede Dumnezeu. Și avem posibilitatea să o vedem și noi la fel. Și acum observi, Marinela, biserica se desparte în două tabere. Unii care acceptă realitatea despre Minneapolis așa cum se vede ea din cer și alții care nu acceptă sub nicio formă, în ruptul capului. Și asta divizează biserica. Și acum eu mă întorc la faimosul paragraf al Spiritului Profetic în care ea vede zguduirea și cernerea în biserică, nu înțelege motivele, ce a dus la acest fenomen și îl întreabă pe îngerul ei, raportor. Ce se întâmplă aici? De ce se produce zguduirea asta în poporul lui Dumnezeu? Și cuvintele îngerului sunt acestea. Că zguduirea aceasta este produsă de apelul martorului credincios către Biserica Laodiceea. Te sfătuie să cumperi de la mine aur curățit prin foc, haină albă și doctorie pentru ochi. Unii, spune îngerul, unii vor da solia aceasta cu putere și alții se vor ridica împotriva ei. Adică nu ne trebuie așa ceva. Ce prostie e asta? Ce haină albă? Ce alifie? Noi suntem botezați, noi suntem poporul lui Dumnezeu. Se vor ridica împotriva ei și asta va produce cernerea în poporul lui Dumnezeu. Exact situația de aici. Dacă biserica, la sfatul martorului credincios, trimis prin frații Wegener și Jones, nu se pocăiesc pe a fi convertiți ca să-i pot vindeca, vor zăcea în întuneric și voi lua sfeșnicul de la locul lui. Amenințarea aceasta încă rămâne. Și poporul nostru nu este conștient de pericolul imens în care se află, refuzând să accepte imaginea cerului despre ceea ce s-a întâmplat la Minneapolis. Mulțumim Domnului că sunt oameni în acest popor peste tot, care și-au umilit sufletele, au acceptat declarația îngerului spusă sorei White în acea noapte teribilă de la Minneapolis și recunosc că aceștia sunt pași. Recunoaștem că nu avem aur, haină, doctorie,
vrem să trecem împreună cu Hristos în faza finală a cauzei Lui în Marea Zi a Ispășirii și acceptăm cu bucurie nunta Mielului. În această nuntă a Mielului, Dumnezeu va face o demonstrație sub ochii oamenilor că El este adevăratul Dumnezeu. Scoțând din noi inima de piatră, așezând o inimă de carne, punând în această inimă de carne Duhul Său și astfel ne va face să păzim legile și poruncile Lui. Aceasta este lucrarea formidabilă pe care cerul dorește să o facă cu acest popor în aceste zile din urmă.